Pentru scorpioni, o foarte mare activitate și intensă dorință de bani. Tot ceea ce fac este cu miza asta, ca să banii duc la confort și ca să a fi, am înțeles exercițiul. Deci scorpionii sunt foarte motivați de câștiguri, materiale în primul rând și financiare, dar pot fi și de altă natură. Public, popularitate, bani. Și pentru asta atrag. Și pentru asta au nevoie ca în casă să fie armonie, dacă sunt ajutați de persoanele din casă sau măcar să nu fie deranjați, oricum au tendința în următoarele săptămâni să se extragă de la obligațiile de familie. Și nu le pot bifa și sunt stresați dacă li se cer lucruri. Le place ceea ce fac, sunt inspirați de ceea ce fac, au aspecte foarte bune date de Venus și de Neptun, sunt intuitivi, au flair, știu cu cine, când, unde să lucreze, cum să motiveze, cum să vorbească, cum să-și prezinte activitatea sau proiectul sau unde să găsească resurse. Au un flair extraordinar ca cu energie puțină, cu zbatere puțină să obțină maxim de profit. Și flairul ăsta îi duce la o activitate și niște proiecte cu desfășurare pe termen lung. Aș zice chiar că au un flair de destin. Dacă se lasă ghidați de conștiința lor, de spiritul lor, de sufletul lor, de intuiția lor, pot face niște gesturi mici, dar cu efect extraordinar de mare. Și atenție și la acte sau la agendă. Mai multă coerență în planificări, să nu mai uite, n-am plătit aia, n-am făcut aia. Mai multă coerență.